vă rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Când scriu, am nevoie de foarte multă singurătate. Trebuie să mă simt singur. Când regizez, trebuie să mă simt împreună cu. E o comunitate. Deci, nu pot să amestec comunitatea cu singurătatea. Dragi prieteni, bună dimineața! Cel mai drag și mai drag îmi este să fiu viu pe lumea asta, spune cu un patos care e numai al său interlocutorul meu din această sâmbătă. Este directorul Teatrului Național din Cluj, profesor universitar, regizor, scriitor și peste toate acestea, un ardelean care își ia toate chipurile în serios. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, Mihai Măniuțiu, bine ați venit, bună dimineața! Bine v-am găsit, sărună! Eu nu m-am lămurit, deși îmi place să cred că am parcurs tot teritoriul Mihai Măniuțiu. Ce vă încântă? Cina sau prânzul sau micul dejun? Probabil că cina, pentru că sunt un om al serii și al nopții. Prefer dimineților, seara și noaptea, pentru că atunci vin gândurile care mă inspiră cu adevărat. Bine dimineața! Verona, cu ce vă putem servi? Bine v-am regăsit! Mie cappuccino ca de obicei. Un cappuccino. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Mulțumim! De altfel, nu întâmplător, am ales să deschid cu această declarație scurtă a dumneavoastră despre drag și dor și viață, pentru că totdeauna mi s-a părut că nu e, n-are gust viața asta dacă nu-i punem și un ceai bun sau o cafea. Deci chestiunea cafelei s-a rezolvat. Sper că o să vă placă acest cappuccino de București. Cu siguranță. Mulțumim. Mulțumim. Așadar, schema de lucru ar fi așa. Dimineața regizați, noaptea scrieți. Nu, nu se întâmplă așa pentru că nu le suprapun niciodată. Încerc să nu le suprapun. Știam în mare parte despre acest joc pe care îl numiți întuneric și lumină, disciplină și indisciplină și poate că ar trebui să pornim de aici. De fapt, de ce nu se suprapun și nu le suprapuneți? Regia și scritura. Cred că sunt două modalități foarte diferite de a crea. Când scriu, am nevoie de foarte multă singurătate. Trebuie să mă simt singur. Când regizez, trebuie să mă simt împreună cu. E o comunitate. Deci nu pot să amestec comunitatea cu singurătatea. Trebuie să spun, suntem la început de octombrie și vreau să le reamintesc celor care nu știu că avem un sezon plin ca pe vremuri la începutul anilor 90. Când erați atât de debordant și nu știam unde să mă duc mai întâi, în ce oraș și în care sală să văd un spectacol Măniuțiu, e acum sunt două pe tapet, unul la Național, Lejust al lui Camus, care în traducere cei drepți, și o să-mi spuneți poate și distribuția și câte ceva despre spectacol și încă o reprezentație pe care începută în vară, care se reia la Teatrul Dramaturgilor Români, un spectacol tulburător, Drumul Damascului, după cartea Doinei Jela, un spectacol cu doar 3 actori, un spectacol care cumva modifică harta dumneavoastră pe care o știam și începusem să mizez pe niște repere, mai exact mă gândeam cum sunteți un contranostalgic, un om care se uită totdeauna înainte și dintr-o dată am impresia că v-ați uitat profund peste umăr cu acest spectacol care mă trimite la întunecații anii 80 ai României, la România în sine pe de altă parte, la comunism și nu în cele din urmă, la momentul magic al Revoluției din 89. Dar să le luăm pe rând. Cum ați rămas la această opțiune pentru
Spovedania unui torționar. Practic, spectacolul face parte dintr-o serie de spectacole în care mi-am propus, dacă tot n-am avut procesul comunismului, cum am avut procesul nazismului, da, măcar în teatru, să facem procesul comunismului. Prin urmare, nu e singurul spectacol în care am atacat tema asta. Revin la ea pentru că sunt obsedat de această lipsă din istoria noastră, procesul comunismului. Nu aș fi vrut să văd oameni în pușcărie, să repetăm pe invers ce au făcut comuniștii în 45, 55, 60 și așa mai departe, dar comunismul ca atare cred că trebuia condamnat și nu am fi avut atâtea derapări câte sunt astăzi, mai ales în rândul tinerilor, care, fără să fi trăit, e absurd ce li se întâmplă, fără să fi trăit în comunism, au un fel de nostalgie bizară a comunismului. Simt ei că era mai bine atunci și când încep să le număr aceste bunuri pe care le-am avut din comunism, se miră și unii dintre ei cedează, alții nu. Pentru că nu a fost, da, nu a fost acest proces deschis, această dezbatere deschisă asupra comunismului. Un student chiar mi-a zis așa, poate că nu l-ați înțeles, poate că era o rețetă bună și n-ați știut să vă folosiți de ea. Ce e ciudat, da, sunt exact aceleași cuvinte pe care le aud, deci sunt trași la Xerox, și întreb și atunci cum e posibil că rețeta asta a dat greș peste tot? Indiferent de țară, indiferent de timp, rețeta a dus numai la catastrofe, a dus numai la dezumanizare și așa mai departe. Cum e posibil? Oare de ce s-a întâmplat asta? Nu cumva o travă e chiar în rețetă? Indiferent cum ai aplica-o? Și nu o să renunț la această direcție, una din direcții, procesul comunismului, atât cât poate să facă teatru. De 10 ani încoace, 3 luni, de obicei primăvara, deci un trimestru, plecați de la Cluj spre America, mai exact la Irvine, în California, sunteți acolo reputat profesor de actorie și sunteți un profesor din Est. Vorbiți despre asta cu studenții din America, despre comunism, despre ce a fost aici și ei ar trebui să știe, tocmai pentru a nu idiliza niciun fel acest, da, regim? Da, vorbim și acum, în urmă cu 3 ani, am făcut de pildă un spectacol, Survival, da, care era tocmai despre supraviețuirea omului în condiții extrem de ostile. N-am vorbit numai despre comunism, dar a fost și un moment despre comunism și sunt extrem, extrem de receptiv studenții americani. Eu sunt foarte încântat de ei. Și ei de dumneavoastră. Am surse bune și de încredere care mi-au spus că sunteți foarte iubit, chiar dacă la Babeș Bolyai v-ați pensionat și nu mai sunteți profesor. În America continuați să fiți, ceea ce e foarte bine și e o fericire pentru ei. Îmi doresc să-și o păstreze cât mai mult acești studenți care sunt foarte motivați de altfel. Ce e interesant este că îi atrage tocmai diferența, îi atrage că sunt altfel și ceea ce predau de fapt este, așa, cu un termen generic, teatru fizic, adică ceea ce poți exprima, spus foarte simplu, ceea ce poți exprima cu corpul și vorbele vin după aceea. Întâi corpul acționează și după aceea vine vocea. Exact asta le place. În drumul Damascului, ce a acționat mai întâi? Pentru că, trebuie să vă spun, mi-a produs aproape durere fizică, un frison. Realmente, acest spectacol cu 3 personaje, cu o scenografie uluitoare a lui Adrian Damian, în echipa dumneavoastră de ceva vreme deja, poziționat ca un nume, toată viziunea, tot ce ați făcut din textul Doinei Jela, cu atât mai mult cu cât aveați un
un precedent intimidant. Exista acest film al lui Lucian Pintilie din 2001-2002, nominalizat, premiat și așa mai departe, cu o distribuție ilustră cu Dinică și Beligan în rolul celor doi protagoniști, torționarul și martorul, ca să zic așa, și dintr-o dată vă lansați în asta. E un rechizitoriu ce ați făcut. Este un spectacol despre oroare, nu este un spectacol după care să ieși bine dispus și cu mare chef să ieși la o terasă, etc. Știu asta, îmi doresc să fac și astfel de spectacole, am făcut, care lumea să aibă enorm de mult chef, să iasă bine dispusă, cred că este foarte important, nu mă feresc de dimensiunea divertismentală a teatrului, dar aici chiar mi-am dorit ca acest prag al ororii să fie trecut de spectator, pentru că numai așa va înțelege ceva despre trecutul nostru, trecutul care este încă în noi, în foarte mulți. Ați spus cândva cu sintagme care mi-au mers la inimă, recunosc, că teatrul trebuie să fie și o exorcizare și să aibă și o valoare terapeutică. Ei bine, aici se verifică din plin, dar ați făcut multe feluri de teatru. Ați spus și musical și teatru dans și ați făcut și regie coregrafică, ca să-i zic așa. Ați trecut de la trilogia antică, de la Euripide, la, exact cum spuneați, la Anul Comediei pe care l-ați făcut la Cluj. Teatrul este exorcism. Teatrul este, pe de o parte, magie și, pe de altă parte, o a doua realitate în care putem trăi. Magie de ce? Pentru că intervine acolo unde în viață nu se poate interveni, unde vine iremediabilul. În teatru pare, în mod magic, că ar fi câte ceva remediabil. Că ne putem întoarce și retrăi, ceea ce în viață, din păcate, nu se poate. Deci, cred că asta este funcția teatrului, funcție ritualică, cea exorcistică și magică. Și acum luați această piesă cunoscută, dar care e din 1949, cred că ați ales-o pentru scena naționalului din București, nu doar pentru că ea e adecvată cu contextul istoric, cu rușii care sunt peste dealuri, cum mi-a zis cineva foarte plastic, cu faptul că acolo niște justițiari nu-l mai vor pe țar și vor să schimbe regimul politic și după aia vor să-și schimbe și vina și așa mai departe. De ce ar trebui să mă duc săptămâna viitoare și cealaltă să văd piesa asta dumneavoastră? Ar fi bine să mergeți, dacă vă interesează originile terorismului. Noi trăim sub amenințarea teroristă, nu a dispărut, nu va dispărea curând, și acolo, după părerea mea, sunt originile mistice ale terorismului, ca orice origini mistice, repede degradabile. Pentru asta. Și pentru că este o distribuție foarte, foarte bună și actorii sunt excepționali, după părerea mea. Pentru că sunteți un atât de sigur teoretician al teatrului prin actor, poate cel mai bun din această perspectivă în eseul românesc despre teatru. Și acum am și ales din teancul de cărți această preferată a mea. E un eseu din 2007 despre mască și iluzie și a apărut la Humanitas în urma altor două care teoretizau despre condiția și despre metafizica actorului. Unul dintre studii, chiar teza dumneavoastră de doctorat, dar să o luăm pe rând. Spre deosebire de alți regizori, puneți vizorul într-un fel special pe actor și pe trupă, cum ați spus adinaori. Hai să vedem ce e special aici, care este felul dumneavoastră de a trăi împreună cu acești oameni creatori
care sunt creatori ai clipei, nu au operă. Cum ziceți foarte bine, chiar aici și în alte părți, sunt niște creatori împreună cu dumneavoastră, cu creatori fără creație. Până la urmă, da. Până la urmă. Da, ce m-a fascinat întotdeauna și de aceea am și scris în etape cartea care a apărut la Humanitas, cum e posibil, mi-am pus întrebarea asta și o pun și acum actorilor, cum e posibil să fii talentat de la ora 7 la ora 9? Asta este fascinant. Cum provoci inspirația? Cum intri în așa zisa transă? Și așa mai departe. Asta au fost întrebările mele, pentru că, spre deosebire de actor, eu pot să fiu neinspirat. Pot să fiu neinspirat o zi, două, pot să fiu complet neinspirat de la 7 la 9 și nu se întâmplă nimic grav. În schimb, dacă ei sunt neinspirați de la 7 la 9, cade munca de luni de zile la un spectacol. Și mecanismele, deci, care declanșează felul actorului de a se arunca orbește în gol. Exact așa spuneți asta, aici, da. Legat la ochi, da. În gol. Da, da. Da. Ei, mă întreb în continuare, nu înseamnă că am găsit rezolvările. Păi asta am stătea de fapt pe vârful limbii, să vă întreb și soluția care e, pentru că în locul dumneavoastră, în urmă cu 2-3 ani, a stat un prieten bun pe care îl aveți, Marcel Iureș, și mi-a spus ceea ce oricum știam, că în timpul studenției și puțin după, împreună ați căutat acest răspuns. Cum să fii talentat, carismatic și inspirat de la 19 la 22? Și firește că am întrebat și răspunsul, ei mi-a zis, Mihai Măniuțiu l-a găsit, eu nu. Am găsit răspunsul în el. Am găsit răspunsul în corporalitatea actorului. Da, se întâmplă. Deci pot să jur că se întâmplă. Exact cum se întâmplă, nu știu. Nici acum. Cu alte cuvinte, probabil că acest împreună despre care vorbeam la început e o consubstanțialitate cumva între scenă, actor, regizor, pe care de îndată ce o căutăm prea mult și o despletim și o teoretizăm, cumva îi luăm misterul. Da, se poate. Pentru mine rămâne în continuare misterios și cred că asta mă face să pot continua. Dacă aș ști deja, nu aș mai vrea să fac. Să practic meseria de regizor. Cum nu știu în continuare foarte multe lucruri și descoper tot mai multe pe care nu le știu, sunt intrigat și continui pentru că sunt intrigat. Cu certitudine, din loc în loc, sunt persoane, actori, care nu reușesc să ajungă la ceea ce eseul dumneavoastră pune într-un model triadic. Adică nu reușesc să iasă din suportul lor de corporalitate și să nască această persoană ludică, care e deja o noțiune teoretică de teatru prin eseul dumneavoastră. Ce faceți atunci? Sunt foarte trist și mă uit la spectacol așa. Cam asta fac când nu-mi iese. Pentru că nu-mi iese nici mie dacă actorul nu se lansează cum simt eu nevoia să se lanseze în joc. Cum stau lucrurile? Insistați până se naște harul sau cum? Da, cred că este de fapt un antrenament pentru a provoca inspirația, pentru a provoca, exagerând puțin, transa. Să vă spun așa, în termeni medicali, am avut actori care aveau răni înainte de a intra pe scenă sau care aveau probleme medicale. În momentul când intră pe scenă, se întâmplă anestezia scenică. Nu mai simți durerea. Mi s-a întâmplat și mie, am înlocuit odată un actor. Știu asta, în Antoniu și Cleopatra. Da.
Da. Ce experiență, și, da. Și nu eram deloc bine în ziua aceea, aveam și o problemă cu genunchiul și așa mai departe. Pe scenă nu am avut absolut nimic, puteam zburda. Deci când intri în acest tunel al iluziei, ți se întâmplă ceva. Nu e numai ce facem noi, e și ce ne face prezența spectatorului. Deci întotdeauna o conjunctură în care se întâmplă. Sunt repetiții minunate, extraordinare, dar cu adevărat persoana ludică apare în spectacol. Și acum ajungem poate la nopțile dumneavoastră, cele de aici, din povestiri, din proză, din poezie și în ultimii ani, surprinzător, din atât de bunele cărți pentru copii, care m-au surprins, trebuie să vă spun, cu bucurie, că Filip și Întunericul a fost pentru mine o lectură atât de plină, care a semănat cumva cu Saint-Exupéry în Micul Prinț. Ce frumos, mulțumesc! Dar mă întorc la proză. Cum face dintr-o dată scriitorul să-l alunge de la masa de joc pe regizor? Pentru că amândoi sunt puternici. Nu trebuie să-l alunge cu adevărat, trebuie doar să nu lucrez în teatru când scriu. Și nu lucrez. E o tehnică foarte simplă. Eu, de fapt, scriu, ca să spun așa, prin cumul, fac foarte multe note. În momentul când încep să scriu romanul pe care îl aveți în față, el este pe trei sferturi scris prin notele pe care le am. Trebuie doar să găsesc fluxul cel bun și să pun totul cap la cap. Dar ca număr de cuvinte, ca număr de pagini, eu am aproape cartea gata. Din note cumulate în ani și ani. Când spun am lucrat un an jumate la roman, trebuie să mai adaug 3 ani de note în care am făcut note, și notele le poți face oricând. Le poți face în vacanță, dacă îți vine, le poți face după o repetiție, note. Exact, doar că am laptopul și nu mai sunt carnetele. Ce telepatie, asta voiam să vă întreb. Înseamnă că deveniți anexa unui laptop sau unei tablete, a unui iPad? Eu mă simt foarte des anexa unui iPad, firar să fie, situația asta e. Da, pentru scris am câteva carnețele cu note sumare, dar sunt și eu absolut dependent de laptop. Tot ce scriu pe laptop. Invoc această dependență damnată, pentru că ne rupe de la privirea din jur, zic, domnule Măniuțiu. Nu ne mai uităm ca acum, la grădină, la pereți, la ochii celuilalt, pentru că ne uităm în ecran. Nu e un furtișag? Nu știu. Noaptea la ce să mă uit, că e întuneric. Am doar o lampă aprinsă pe birou și lumina laptopului. Lucrez mai ales noaptea. Asta e ce se vede din afară, dar ce menagerie e înăuntru. Nu mi-e greu să ghicesc, pentru că aflu aici, sub această copertă inspirată, frumoasă, pe care o face Humanitas acestui roman în care ați închis 6 ani de lucru. E și o intrigă polițistă și am simțit cumva două aspecte, două secrete, poate că sunt doar niște idei greșite, o să vi le spun îndată. Am descoperit că începeți să construiți altfel în proză, odată cu acest roman, și pe de altă parte am descoperit, zic, că aveți un imaginar auditiv. Așa mi s-a părut. Deci a fost o surpriză plăcută pentru mine, rară, pentru că mi-am dat seama de ceea ce conștientizam de când începusem să citesc Fuga cu Henry sau Memoriile Hingerului sau orice alt titlu vreți, prin toate am trecut cu sârguință, pentru că pur și simplu m-au interesat și mi-au plăcut. Ei, aici, în A șaptea viață a lui Alexandru Rois, imaginarul e plin de voci. Un personaj începe să existe pentru mine când îl aud.
degeaba îl văd făcând, degeaba mi-l imaginez acționând, etc. Până nu-i aud vocea, el nu există cu adevărat. Nu prinde carne. Carnea sunt vorbele pe care le spune. Deci, auzind personajul, auzind vocea, el începe să existe pentru mine și îl construiesc prin vocea lui. Dintr-o dată am constatat cât de atent ați fost la România recentă. Am aici o Românie recentă, exact cum ați scris în altă parte, o Românie bezmetică pe care o recunosc și mă recunoaște. De când trăiți în acest concubinaj cu lexicul României ăstea răvășite, cu interlopii ăștia care au conace și cheamă lume și fac crime și se joacă cu viețile, descoper un secret pe la care nu mă gândisem destul, poate. Sunt un ascultător foarte atent și în autobuz și pe stradă. Par de multe ori a trece indiferent, dar aud și înregistrez. Și, să zicem, cam 20% din personajele cărții le-am cunoscut. Ele sunt, bineînțeles, metamorfozate și așa, dar 20-30% din personaje le-am cunoscut și am fost măcar la marginea poveștilor lor. Oamenii ăștia vorbesc la telefon, vorbesc în instanță, vorbesc unii cu alții, se suspectează, se războiesc, își amintesc, se bat și așa mai departe. N-am să povestesc, deși toți sunt incitată să spun povestea, dar nu am să o spun, pentru că am să trec la alte mitologii personale acum, tot condusă de voci, dar nu vocile de aici, dintr-un conac de la Gimău, ci vocile dintr-o lojă a operei din Cluj. Bănuiesc că de acolo urechea dumneavoastră e foarte rezonantă, din acea primă copilărie, când, coristă fiind mama, v-a pus în ureche, vrând nevrând, ziceți, peste 100 de Tosca, peste 100 de, nu știu, de Lacme și de Bărbierul și de tot ce s-o mai fi întâmplat pe scenă în anii ăia comuniști ai României. De altfel, știți ce-mi vine în minte acum? Că aveați 31 pic de ani când ați pus o opera lui Cornel Țăranu la, cum se numea atunci, opera de stat de la Cluj, Secretele lui Don Giovanni. Cât era? 1987. Cred că da. Da, cu mare, am făcut-o cu mare bucurie și îmi pare rău că nu am continuat. Am mai avut un proiect cu Cornel în străinătate, care din păcate nu a ieșit, cu cântecele țigănești. Aș fi vrut foarte tare să mai lucrez cu Cornel Țăranu. Dar poate se va întâmpla. Suntem destul de tineri amândoi. Așa. Nu-s decât 88 de ani ai maestrului și cu 60 și puțin ai dumneavoastră, care nu contează deloc, dacă n-au contat pentru americani și vor să vă țină și bine fac, atunci de ce ar conta, de ce ne-am cramponat de asta, zic, pentru că rămânem tot la voci. Am fost impresionată și surprinsă de două redute scriitoricești care erau două tablouri în ramă pentru dumneavoastră, mama și tatăl. Vertijul, care este o scriitură pentru mama, și Avionul fantomă, care e un poem al tatălui, ca să zic așa. Și acum vă provoc să ne situăm între aceste două biografii fondatoare, care trăiesc în dumneavoastră, cred că vor mai produce emoții și texte, e clar. Tot ce se poate. Ce știu este că l-am recuperat pe tata prin acel poem. Mi-am dat seama că, și dacă am stat de vorbă foarte puțin cu el, el mi-a spus lucruri extraordinare. Le spunea unui copil, nu le spunea unui om de 25-30 de ani
În momentul în care am plecat la facultate, ne-am văzut rar, ca să zic așa, dar îi povestea copilului care eram din când în când, în câteva fraze, niște lucruri care mi-au recompus după aceea o viață. Mi-am dat seama cum a fost de fapt viața lui și sigur că odată cu vârsta l-am înțeles mult mai bine și da, e o carte a recuperării tatălui și fără să fi fost vreodată despărțit sau certat cu el, dar l-am recuperat spiritualmente. Iar cu mama am fost foarte, foarte apropiat, iar Vertij, cartea la care vă referiți, poemele din Vertij, sunt poemele descumpănirii, durerii mele, când mama, având Alzheimer, a început să mă părăsească fiind totuși lângă mine. Și atunci n-a mai fost vorba de recuperare, pur și simplu a fost o modalitate a mea de a rămâne împreună cu ea, chiar dacă ea se îndepărta din ce în ce mai tare. Ați rămas împreună, vă asigur, așa cum simt și cred că simt bine, că ați rămas împreună cu toți cei care au contat. Mă gândesc acum poate și la Cătălina Buzoianu, ca să mă duc departe în studenție la... Un profesor excepțional și un om care ne-a dat lui Alexandru Dabija și mie, clasa a fost compusă din doi studenți și ne-a dat foarte mare încredere. Mie cel puțin mi-a dat senzația că pot să devin regizor. Când am făcut primul meu spectacol, Oedip Salvat de Radu Stanca, a venit, l-a văzut într-o săliță mică și a zis, ăsta e spectacol, trebuie să se joace neapărat la Cassandra. Am venit cu o durere teribilă de cap, nu mă mai doare capul, mi-a făcut atât de bine, spectacolul se va monta la Cassandra. Când am ajuns și am făcut același lucru la Cassandra, mi-am dat seama că nu știu să fac lumini. Și a zis, nu-ți fă nicio problemă, mi-a făcut luminile la spectacol. Nu știam, habar deci n-aveam ce aia. Deci profesoara dumneavoastră de clasă. Da, a fost light designerul. A fost light designerul pentru spectacol. Deci, acest tip de om era Cătălina, generoasă și extrem de tânără. Adică noi aveam senzația, poate că eram și puțin obraznici pe vremea aia, noi aveam senzația că avem aceeași vârstă și că avem un profesor de vârsta noastră, ceea ce e formidabil. Închipuiți-vă că eu am cunoscut-o abia în anul de grație 1989, când alerga prin farmacii, vorbind la telefon cu Ana Blandiana, în parabole despre câte medicamente ar fi nevoie ca să ne facem bine. Și de fapt, mergea din farmacie în farmacie să caute spirit și pansamente pentru răniți. E o poveste întreagă, dar nu vreau să o spun eu, ci să o continuați dumneavoastră umplând această ecuație a celor care au contat cu alții din cărți sau din carne și oase. Că îl pun aici și pe Vargas Llosa, cu care noaptea conversați câteodată, zic, poate... Din fericire am conversat cu el, am conversat în franțuzește și la Cluj când a venit și și-a prezentat cărțile și s-a făcut și un spectacol foarte interesant în care el a fost chemat pe scenă în final pentru a încheia spectacolul excepțional. A fost important pentru că am văzut, sunt foarte departe de asta, dar am văzut ce înseamnă glorie. E singura dată când am văzut palpabil ce înseamnă glorie scriitoricească. De citit, am citit de 1000 de ori despre gloria scriitoricească. În cuvinte simple și puține. Pentru că nu mi se pare că v-ați contaminat, nu vi s-a urcat la cap această glorie pe care ați palpat-o, ați constatat-o. Acolo am palpat-o, era pe scena Teatrului Național.
pompierii erau disperați, intraseră în loc de 1.000-1.200 de oameni, culoarele erau pline, erau oameni în hol, oameni care așteptau afară ca să-l vadă, să-l pipăie, să spună, există, chiar există acest scriitor. Și era de o simplitate extraordinară și da, am simțit că e mare. Deci, din fericire, spuneam, pe unii am și cunoscut, nu doar mi-am imaginat. Ultima oară când am fost la Cluj, în urmă cu puține ani, mergeam cu mașina și aveați un interviu live la Radio România Cultural și dintr-o dată v-am auzit spunând, ca să fii mare, domnule, trebuie trei lucruri. Noroc, noroc, noroc. Descifrați-mi asta. Ca să devii într-adevăr foarte cunoscut, trebuie să scrii într-o limbă internațională, trebuie să fii la momentul potrivit, în locul potrivit, cu traducătorii potriviți și așa mai departe. Adică e un complex de noroc plus noroc plus noroc ca să iasă. Asta vreau să spun, nu era nimic complicat și metafizic. De fapt, subtextul e altul în această provocare și anume, ați fost norocos, domnule Măniuțiu, sunteți norocos acum când ne uităm unul la celălalt? Vă simțiți norocos? Nu pot să spun decât da, de vreme ce sunt viu. Nu numai asta. Dar ați fost cu teatrul dumneavoastră și veți merge, cred, și cu cărțile și cu alte lucruri pe care le faceți. Ați fost în Statele Unite, în Belgia, în Franța, în spațiul anglofon, multă lume vă știe și mai mult decât atât, aveați abia 50 de ani când niște exegeți s-au apucat să vă împăieze, cum zice plastic Dance Mihăilescu și îmi place asta, consacrându-vă pur și simplu monografii, întind mâna încoace și vă iau din față. Numai unul dintre albume, cel care îmi place foarte mult, Dansând pe ruine, al lui Dance Mihăilescu, dar mai sunt și altele, Trilogia dublului, care de asemenea îmi place. Îmi plac și ipostazele acestui orădean care vă teoretizează Mircea Morariu și Cipriana Petre face un lucru extraordinar când intitulează chiar așa monografia ei, Mănuțiu, scene din spectacol. Așadar, nici măcar aceste consacrări nu vi s-au urcat la cap și nici n-au devenit glorie. Nu, n-aveau cum să mi se urce la cap. Sunt un ardelean, ați spus-o de la început, cumpătat și echilibrat. Și ar trebui mult mai multe lucruri să se întâmple ca să mi se urce la cap, dar m-aș dezbăta foarte repede. Eu... Suntem scorpion, cred, nu? Amândoi, da. Scorpionul are o mare capacitate de a se dezvrăji. Lumea e vrăjită pentru mine în continuare. E minunată, e vrăjită. Dar am o foarte mare capacitate de dezvrăjire. De a mă dezvrăji, de a vedea dincolo de pictura minunată de pe pânză, care mă încântă, să văd că în spate sunt destule neguri, ca să spun așa. Așa că e greu să te îmbeți când ai acest mecanism de dezvrăjire în tine. Și uneori de autodistrugere l-ați simțit? Pentru că dacă rămânem în heraldică și în tot felul de mitologii personale sau nu, aceștia furisiți de scorpioni au tot felul de metehne. E adevărat că au și o combustie extraordinară, pentru că am fost în Sahara, de pildă, și în tot mediul ăla arid, doar scorpionii foșneau și călăuza a spus, păi ei sunt singurii care ne succed, pentru că și bomba atomică, dacă pică, ei vor trăi. Așa că v-am descifrat asta cu scorpionii și mergem mai departe la litanii și bufonerii. De fapt, titlul e invers, bufonerii și litanii. O culegere de poeme de la Tracus Arte nu e singura, dar
am citit-o de curând, pentru că pe celelalte le citisem deja. E o carte de pandemie în care din nou m-a surprins. Am și niște poeme preferate acolo, sunt și niște poeme manifest, și... dar vreau să spuneți singur despre aceste vizite lirice care văd că, din fericire, sunt din ce în ce mai însorite și mai dese pentru autorul Mihai Măniuțiu. Da, e adevărat. Sunt scrise în pandemie. Funcția rămâne aceeași exorcistică. Și despre poeme nu am mare lucru de spus, în sensul că pur și simplu vin. Când vin, vin. Când nu vin, nu vin. Și când vin, vin într-o formă aproape finală, le las să doarmă, le pun în adormire și după aceea, peste o lună, două, trei, mă uit și ce mi se pare în continuare valabil, le lucrez puțin, dar majoritatea poemelor vin gata făcute. De unde vin? Iată, încă o întrebare, n-am decât întrebări, după cum vedeți. Da, azi am concurat în întrebări. Sunt sigură că vom avea și prilejuri următoare pentru ceva răspunsuri, dar pentru că mai am puține minute, tot o întrebare, grea poate. Ce vă face fericit? Pentru că mi-ați spus deja că vă desvrăjiți des și știu cum e pe pielea mea. Dar chestia asta cu fericirea, cum stau lucrurile? Cu fericirea... Nu știu cum stau lucrurile. E așa de amuzant încât ați râs în sfârșit. Tocmai la fericire mi-ați acordat un zâmbet. E de-a dreptul ironie. Sunt mulțumit, fericit când reușesc să scriu bine, când Filip, care chiar există, e nepotul meu, e și el fericit, atunci devin brusc fericit. Mă duc cu el la mare din când în când și când e fericit la mare, sunt și eu fericit la mare. Când nu-i place, nu-mi place nici mie marea. Sunt foarte, foarte dependent de câteva persoane, de soția mea, de Filip și așa mai departe, de câțiva prieteni. Sunt fericit când ei sunt fericiți și cred că fericirea e un fenomen de contaminare. Te contaminezi de la cineva, de la altceva. Nu am un izvor secret în mine. Izvorul e în celălalt sau în ceva care mă alimentează la un moment dat. Pentru că mi-a plăcut atât de mult această carte, poveste, Filip și Întunericul, și m-am lăudat cu asta, vreau să închidem cu acest băiețel minunat de 10 ani, Filip, nepotul dumneavoastră, ca să aflu cum îi vorbiți, cum îi spuneți adevărurile, pentru că am senzația că nu îl menajați. Și de aici riscul și dificultatea, că nu îl menajați, dar de fapt nu scăpați printre degete mângâierea. Îi spuneți lucruri grave cu blândețe. Îi spun în general ce îl interesează și... Învăț de la el și rețin. Filip e un băiat excepțional care nu vrea să crească. Îmi spune tot timpul că el nu vrea Fabulos. Să crească. El vrea să rămână copil ca să ne jucăm în continuare și să fie liber. Nu vrea să crească. Ce știe este că va fi tot mai puțin liber crescând. Deci, mai degrabă, eu învăț de la el și... încerc și eu să revin prin cărțile astea la niște vârste când eram mai liber. Am înțeles că jucați împreună moara. M-am documentat despre acest joc, despre care habar n-aveam, dovadă că încep să îmbătrânesc, că n-auzisem de moara asta, în care trebuie să fii foarte abil și să faci, de fapt, niște pași tot timpul în fața partenerului cu care joci. Da. Trebuie să întinzi capcane, deci trebuie să vezi posibilitatea de a întinde două, trei capcane simultan și în momentul când ai întins două, trei capcane, deja ai câștigat jocul. Ei bine, reușește să facă asta. Nu știu cum. Iarăși nu știu.
Pentru că mie mi se pare că eu am totuși judecata mai complexă, mai sofisticată decât a lui. E, se pricepe să întinde capcane. Iată, nu vrea să crească și se pricepe să ne întindă celorlalți capcane. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, după aceste peste 100 de spectacole montate, cărți, poezie, eseu, atât de mult teatru, despărțiri dureroase sau nu, amintiri, privire tăioasă în față, atâtea și atâtea călătorii interioare sau de alt fel, ce înseamnă libertatea? Libertatea, nu știu, n-aș vrea să termin cu un aforism, dar eu mă simt liber când nu mai mi-e frică de moarte. Acum vă e frică? Destul de mult. Când vă e frică, vă rugați unui Dumnezeu care veghează? Un filozof mi-a spus că până și un ateu aprig se roagă măcar o dată în genunchi. Nu sunt ateu și da, mă rog lui Dumnezeu. Asta am simțit și am să închei așa. Ce fericire că am avut, în fapt, doar 40 și ceva de minute, pentru că probabil știați, aceste arahmide diabolice care sunt scorpionii au un dans superb, se întâlnesc și dansează așa până în zorii zilei, încât unul dintre ei, știați probabil, e devorat, așa că ne-am oprit la timp. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc!